Discuțiile despre modul deplorabil în care arată orașul în a doua parte a lunii februarie l-au determinat pe edilul șef al municipiului să recunoască faptul că e mizerie, dar și să arunce pisica moartă în curtea asociațiilor de proprietari care încă, în marea lor majoritate, nu s-au decis să treacă la igienizarea spațiilor stradale. Există totuși și excepții, ca la asociația numărul 1 Smirodava, unde zicala omul sfințește locul e cât se poate de adevărată. Suntem abia pe 20 februarie, până încep demarează campania propriu-zisă de curățenie de primăvară. Nu se poate face ceva, pentru că ați văzut că eu n-am văzut așa mizerie de mult, mult timp. Unde n-ați văzut mizerie? În oraș. Pe alineamentele, arătați, pe ce alineamente stradale ați văzut dumneavoastră mizerie? Am avut un material. Am văzut, da, acel material, vă spun că a fost foarte tendențios, era mai bine dacă nu deschidea subiectul, că dacă discutăm... Ba da, doamna Flora, pentru că unitățile de cult, lăcașurile de cult, știți foarte bine că nu plătesc impozit, da? Și dumneavoastră ați cerut să se supraimpoziteze o clădire care nu poate fi impozitată. De asemenea, ați arătat niște imagini de la niște asociații de proprietari, dând totul în sarcina primăriei. Da. Noastră, păi vedeți, haideți să vedem, haideți să vedem. Păi da, 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 concluzia dumneavoastră a fost că primăria nu face absolut nimic. Alineamentele stradale, trotuarele, tot ceea ce înseamnă în zonele în care intervine Rosalul, eu vă spun că este loc și de mai bine, sunt de acord cu dumneavoastră, dar imaginile pe care le-ați arătat dumneavoastră nu reprezintă deloc zonele unde se acționează de către primărie. Da, da, zonele centrale unde? Adiacente blocurilor, da? Care sunt în raza de competență a asociațiilor de proprietari. Aici, eu zic, un instrument de forțare asociației. Noi puteți amenda cumva asociațiile să... Păi, până la urmă, tot în sarcina asociațiilor trebuie să fie. Nu-l lăsăm. Asociația până la lucrătate. Păi, aia e. Până la urmă... Deci eu vă arăt foarte multe asociații care își fac treaba și își fac curățenie. Păi asta, dar mergeți la asociațiile de proprietari. Adică degeaba dați în sarcina primăriei ceva ce trebuie să facă asociația de proprietari. Așa cum trebuie lăudate. Dar faceți un material în care lăudați asociațiile de proprietari care și-au făcut treaba și arată într-un fel zonele lor de competență și faceți un material în care le arătați partea negativă celorlalte. Ne apucăm de amendat asociațiile ca să amendăm oamenii și plătesc tot locatarii. Deci asociațiile de proprietari trebuie să înțeleagă faptul că trebuie să-și facă curățenie în zona lor de competență. Eu cred că înțeleg dacă le dați oamenilor, sincer. Și ce să fac? Să le dau oamenilor? Că ia să împarte pe oameni. Și la un moment dat oamenii aia ori schimbă conducerea asociației. Da, aia poate să schimbe oricând. Uitați, vine sezonul adunărilor generale. Au posibilitatea să spună nemulțumirile. Au posibilitatea să schimbe conducerea. Și vedeți? Păi dacă nu sunt interesați oamenii, ce vină are primăria? Proprietarii, în primul rând, trebuie să se prezinte la ședințele asociațiilor de proprietari, să spună problemele și să aleagă oamenii pe care îl consideră că îi reprezintă și oameni care sunt gospodari. La asociațiile unde sunt oameni gospodari, o să vedeți că, într-un fel, arată acea asociație și spațiile verzi în acea zonă. Unde nu sunt oameni gospodari, cereți ca și cum cereți primăriei să vin la dumneavoastră în apartament să vă schimb gresia, să vă fac curățenie. E exact același lucru. Dar îi premiem. Păi asta nu putem... Dar trebuie să am cadrul legal. Eu nu pot să scad taxe și impozite sub formă de premiu, da? E legislația care ne guvernează, însă îi premiem sub alte forme. Când facem curățenia de primăvară, concursul nu se adresează tuturor, nu e o competiție în care fiecare se implice pentru curățenie și cei care fac cea mai bună curățenie este o echipă mixtă și la urmă primesc premii. Deci noi încercăm să-i stimulăm, facem acest lucru de vreo 10 ani. Dar trebuie să și... Iar o altă problemă care apare este legată și de modul în care se depozitează deșeurile în containere. Sunt asociații unde pentru a plăti mai puțin la operatori de salubritate își subdimensionează numărul necesar de pubele și atunci e clar că o să vedeți o mare adunătură de gunoaie și sunt asociații care sunt corecte și vor să plătească corect, au numărul potrivit de pubele, niciodată nu o să vedeți deșeuri pe lângă. Sunt de scurt. Să-mi descurt sectorul. Și cu zăpada, și cu astea. Tu ai mai circulat prin oraș? Așa? Ai văzut ce mizerie? Nu este la toate. Doamne.
Așa, dar afară de a noastră eu n-am mai văzut. Da, la Favor e curat. Este. Și, la, și prin centru. Acum au fost zăpada și de asta am greblat. Se vede și la noi urât. Da, deci de asta, din simțul tău acolo, gospodăresc? Mai avem acolo, mai am acolo la asociație. Cât ți-a luat ca să strângi mizeria? Eu dacă nu în sectorul nostru, când de fapt pe afară nu mă urc pe scări. Dar zi-mi, Oleac, ce te nemulțumește la Romașcani? Faptul că aruncă gunoaiele? Nu. Pe mine mă nemulțumește domnul care vorbește aiurea. Care domnul vorbește aiurea? Prin stație. Și nu te lasă să te odihnești. Și pe dumneavoastră poate. Da, da, bineînțeles. Și vorbește, auziți? Da. Vorbește ce nu trebuie. Asta. Da. Și nu te lasă de un an de zile aproape. Aha. Nu te lasă să vorbești, domnul, prin stație. Dar așa, spune aici... Rosalul. Deci ia Rosalul, da. Și Rosalul ia, da? Da, Rosalul. În asociația noastră, nu știu ce număr are, este foarte curat. Da, pentru că avem la administrații care se ocupă și fete harnici. Dar în oraș e deplorabil. E urât, nu se face curat, nu, când a fost... Zăpada asta mare, nimeni nu a ieșit ca altă dată să ieșe cu utilaje, să dea zăpada deoparte, nimic, nici pe trotuar, nici nimic. Nu știu ce se întâmplă. Deci sunteți de principiu omul sfințește locul? Da, și asta. La... Și primarul la fel, trebuie să sfințească locul. Că noi am fost învățați cu niște primari harnici. N-am nimic cu ăsta, e simpatic el. Dar se pune lumea la treabă, primăria e plină de funcționari, doamnă. E plină. Nu știu cum va fi, dar totuși trebuie făcut ceva. Da. Nu mai este ce a fost. Ce cu mizeria aceea? Și lumea este, și Romașcani. Și lumea este nesimțită. Eu uitați, în loc să ducă la coșurile astea de astea, să ducă unde trebuie, le pune pe aici pe acolo. Nesimțiți. Nu știu. Doamne, înainte oamenii mai ieșeau și ăștia care erau la bloc. Băi, făceau ceva în fața gospodar. Acum nu. Într-adevăr că suntem bătrâni de acum, dar totuși, încă mai fac ceva bătrâni ăștia. Tineretul e sub orice critică, doamne. Mulțumesc. E drept că totul ține de bunul simț al oamenilor și, din păcate, de foarte multe ori acesta lipsește. În dimineața aceasta, în buricul târgului, în fața unei agenții imobiliare, o persoană tânără, după ce a fumat, a aruncat chiștocul de la țigară fix pe trotuarul abia măturat. La observația făcută de jurnalist, a intrat imediat în primul magazin care i-a ieșit în cale, fără însă a ridica chiștocul de pe trotuar. Și atunci parcă îți vine să-i dai dreptate primarului că tot mai bine totul ține de bunul simț al fiecăruia dintre noi și de cocălărismul unora dintre semenii noștri. Cocălar definit de dicționarul explicativ al limbii române ca fiind fante de mahala, șmecher de cartier, evident în sensul peorativ al termenului. Și la fel de adevărat că nu poți spune câte un polițist local la fiecare colț de stradă.